Haos și la Cluj-Napoca, unde zeci de medici de familie nu au putut să se vaccineze împotriva COVID-19, deși reușiseră să se programeze în platforma electronică creată de STS. Și asta pentru că programările s-au suprapus. Acum, deși de la Ministerul Sănătății se tot trimit mesaje să se grăbească vaccinarea, cadrele medicale rămase nevaccinate au fost puse să se reprogrameze după data de 18 ianuarie. După ce au obținut programarea, la fața locului au fost refuzați de la vaccinare pe motiv că centrele de vaccinare nu văd persoanele care au programare. Ca urmare s-au suprapus programările și au fost rugați să se reprogrameze după data de 18. Asta în condițiile în care medicii de familie, mulți dintre ei și-au declarat disponibilitatea de a se implica în următoarea etapă de vaccinare, în etapa 2, populația cu risc. Și normal că e nevoie să avem o dată finalizată vaccinarea personalului medical. Cadrele medicale spun că platforma pe care se fac programările este greu accesibilă, asta fiind și o cauză care contribuie la haosul din acest început de campanie de vaccinare. Din București, lucrurile se văd însă altfel. E vina cadrelor medicale, nu a celor care se ocupă de organizarea campaniei. Programările din Spitalul Județean Cluj nu au fost introduse efectiv în platforma informatică. Urmau să fie introduse, dar ele erau programate pe sistemul de programare din spital pentru ziua respectivă, la care s-au adăugat, bineînțeles, persoanele care erau deja programate în platforma informatică. Eu i-am rugat și le-am și transmis încât să fie prioritizate toate persoanele care au programare făcută în platforma informatică și suplimentar față de programare se pot adăuga restul categoriilor de personal.